Comunele cu indice mic de vaccinare sunt luate la pas de autoritățile județene. Directorul Direcției de Sănătate Publică, Gorj, susține că în localitățile unde rata de vaccinare este mică, vor fi trimise echipe mobile care să imunizeze populația. Să ne deplasăm în teritoriu, în zonele în care nu s-au vaccinat multe persoane. O să mergem să discutăm cu primarii acestor comune pentru a organiza în weekend o campanie de vaccinare în aceste zone. Vom face din centrele de vaccinare care nu au activitate așa mare, din personalul acestora, vom crea niște echipe mobile care o să se deplaseze în weekend în fiecare zonă cu persoane mai puțin vaccinate, cum ar fi zona Bolboș, am văzut zona Berlești, în zona Padeș, deci probabil acolo sunt și localități care sunt mai îndepărtate de centrele de vaccinare și vom merge cu aceste echipe mobile să vaccinăm persoanele acolo. Între timp, în Târgu Jiu rămân funcționale centrele de vaccinare deschise în weekend. Numărul de persoane care doresc să se imunizeze scade, de aceea vom întreprinde unele măsuri în vederea eficientizării numărul persoanelor care doresc să se vaccineze. O să avem iar acele puncte de vaccinare, cum a fost cel din parc, de la mall, din Târgul Auto. La sfârșitul săptămânii trecute, în Târgul Auto au fost vaccinate aproximativ 50 de persoane.